La Reghin, cei 19 consilieri municipali se vor întâlni pentru prima dată în acest an în cadrul unei ședințe extraordinare. Întâlnirea aleșilor locali va avea loc joi, 7 ianuarie, la orele 14, în sala de ședințe a primăriei. În ceea ce privește ordinea de zi, acesta include un singur punct, fiind vorba despre proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din fondul de rulment a deficitului bugetar pe anul 2009. Prima întâlnire a Consiliului Local Municipal Reghin va fi transmisă în direct de Da Reghin TV, așa încât dumneavoastră, telespectatorii, să puteți asista de acasă la ședința respectivă.